Din prea plinul sufletului domnilor voastre, dați-le oamenilor dragi care deschid porțile cetății Piatra Neamț din bunătatea, din ospitalitatea, din bucuria, din seninul sufletului dumneavoastră. Transformați acest tărâm încărcat de istorie într-un tărâm de poveste, într-un tărâm magic, unde sufletele noastre vor primi lumina. Ne vom încărca cu bucuria copiilor noștri și vom continua ani și ani să credem în bine, în frumos și în adevăr. Moș Crăciun, poposește pentru câteva zile pe acest tărâm magic. Va aduce tot ce are mai bun în desaga lui, dar nimeni nu poate să dăruiască dacă nu suntem pregătiți să primim. Haideți să primim bucuria, să primim vestea nașterii pruncului Iisus, deschizându-ne sufletele, zâmbind și crezând în bine. Ne deschidem sufletul acum în prag de sărbătoare, când această curte încărcată cu istorie va fi îmbrăcată de lumină, va fi îmbrăcată cu bunătate, cu veselie, cu credință. Au trecut zile bune și mai puțin bune, ușoare și mai grele, dar haideți să privim cu recunoștință fiecare zi și să simțim energia cuvântului împreună. Vă mulțumim că astăzi sunteți aici pentru a da forță acestui cuvânt. Împreună aici, în Piatra Neamț, tărâmul lui Moș Crăciun, alături de domniile voastre care ați venit și pe care nu pot să vă văd din cauza acestor reflectoare, dar vă simt bucuria, vă simt dragostea, vă simt dorința de a ne apropia cât mai mult unii de alții și de a ne bucura de sărbători. Haideți pe rețelele de socializare să transmitem în toată țara și în toată lumea, dragilor noștri de peste mări și țări, că astăzi în Piatra Neamț bucuria Crăciunului, a sfintelor sărbători de iarnă, este acasă. Îi invit alături de mine pe domnii viceprimari Marius Irimia, Alin Lehăduș, ministru secretar de stat George Lazăr și, nu în ultimul rând, gazda dumneavoastră, primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei Carabelia. Unde sunteți, că nu vă văd, și dacă fac un pas, poate cad aici, noroc că nu e zăpada până în gât. Avem... Îi dau cuvântul pentru... Bună seara, bine ați venit și bine v-am găsit. Și moșul, să știți că a deschis porțile municipiului Piatra Neamț, porțile acestei cetăți magice, și abia așteaptă să vă îmbrățișeze. Dar până atunci îi dau cuvântul domnului viceprimar Marius Irimia pentru a vă transmite gândul curat în prag de sărbătoare. Seara! Și bine ați venit! Mă bat cu mine, asta noi nu văd că sunteți, dar cred că sunteți foarte, foarte mulți, pentru că pe jos era multă lume. Am emoții, a fost, să zic, o cursă contra cronometru cu pregătirea acestui târg de Crăciun și am o invitație pentru voi toți de aici, pentru că tradiția, familiile noastre ne-au învățat că pomul de Crăciun, bradul de Crăciun, trebuie să fie ornat de către cei dragi din familie, iar noi pietrenii suntem o mare familie, cel puțin eu așa vă consider, o mare familie. Vin cu o propunere, o rugăminte, nu cu o obligație, cu o propunere ca fiecare sau care puteți dintre voi, cu o cutie de pantofi, am o cutie de pantofi, să o urnăm, să o punem cu un ciolofan care să fie rezistent la apă și să lăsăm la baza bradului, pentru că acest brad vreau să fie împodobit de către pietreni, vreau să fie împodobit de către noi toți, pentru că așa trebuie. Vreau să fie primul brad care este, cred că primul brad din țară care să fie împodobit de către cetățenii urbei, de către cetățenii acestei cetăți, cum a spus și doamna mai înainte. Vă mulțumesc și sper să fiți cât mai mulți alături de acest
zic eu, nu știu, un simbol, puteți să puneți un gând bun, o faptă bună în această cutie, trebuie să fie ușoară, trebuie să fie goală, trebuie să fie rezistentă la apă și o lăsați acolo. Iar noi vă promitem că a doua zi, colegii de la Urban vor urca cutiile în pom. Și sperăm că până în seara de Crăciun, bradul să fie împodobit cu sute de cutii. Vă mulțumesc frumos, sărbători cu bine, un an nou fericit și multe, multe realizări. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Domnul viceprimar Alinele Hăduci, vă transmit emoția și gândul bun în prag de sărbătoare. Mulțumesc frumos, bună seara, mă bucur să vă văd. Am trecut împreună prin momente delicate în anii trecuți, iată-te aici, împreună. Ne bucurăm de acest drag pe care cu mare dragoste ne-l-am propus să vi-l dăruim și să ne bucurăm, așa cum a spus și moderatoarea noastră. Ce ar fi de zis? Bucuria copiilor este de neprețuit. Acum trebuie transmis gândul nostru moș, deci nu este aici în parc, poate fi găsit în această perioadă a tăpului de Crăciun. Vă așteptăm cu drag, vă doresc tuturor sănătate, sărbători fericite și multe realizări și împlinire. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Ministrul Secretar de Stat, George Lazar, emoție și un gând curat. Bună seara, vă spun și eu! Bună seara, Piatra Neamț! Bună seara, dragi pietreni! Un moment emoționant, un moment frumos încărcat de semnificație, de simbolistică, pentru că am intrat deja în spiritul sărbătorilor de decembrie, de Crăciun, de Anul Nou. Am început cu Sfântul Nicolae, cei care ați fost cu minți, am fost cu minți, probabil că am găsit ceva în ghetuțe, ceilalți să fim mai cu minți pentru anii care vin. Dar foarte important că conceptul de anul ăsta din Piatra Neamț, un concept organizat de Primăria Municipiului Piatra Neamț, în sens în care îmi permite să-i adresez sincere felicitări și domnului primar Andrei Caragarea și echipei sale, domnul viceprimar, Consiliul Local. Nu am văzut și urmează să văd la fel ca și dumneavoastră, în realitate, transpusă toată scenografia pentru sărbătorile pregătite de primărie pentru Piatra, dar am văzut din logistică și vreau să vă spun că am fost și în București, am fost în Sibiu, în Brașov, în Oradea, am fost în Bruxelles, am fost în alte capitale lumii de cursul anilor și am văzut lucruri foarte frumoase. Dar ce am văzut astăzi, ce am văzut ca logistică pregătită primăria Piatra Neamț pentru sărbătorile în acest an, în decembrie 2022, este ceva fabulos. Pentru că sunt convins, domnul primar, Consiliul Local, au avut în vedere, pe de-o parte, și perioada pe care am traversat-o, 2020-2021, o perioadă cu grele încercări, cu pandemie, cu necazuri, cu tot ceea ce înseamnă spații publice închise, ceea ce înseamnă manifestări de sărbători și petreceri închise sau cu reguli foarte, foarte dure. Anul acesta să ne bucurăm cu toți într-o sfără de sărbătoare. Vă urez tuturor petrenilor la mulți ani, sărbători cu bine, Doamne ajută și gândul cel bun! Mulțumim! Mulțumim, iar gazda noastră, cea care a pus suflet, minte și a adunat spiridușii pentru a munci și a vă dărui tot ce este mai bun în sufletul domnilor lor. Astăzi, alături de dumneavoastră, primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei Caravelea. Bună seara, dragi copii, dragi părinți, dragi bunici! Dragi pietreni, mă bucur și vizitatori, că știu că sunteți foarte mulți în seara asta, simt că sunteți foarte mulți, dar ca să, pentru că sunt vorbit de aceste proiectoare, aș vrea să mă ajutați să văd cu adevărat cât de mulți sunteți în seara asta și să aprindeți telefoanele, lanternele, ecranele telefoanelor, în așa fel încât să se vadă până ornăm bradul cât mai multe lumini aprinse. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult pentru reacția promptă, aștept să văd câte mai multe lumini. Vreau să vă întreb dacă știați de ce Piatra lui Crăciun? Știați că acum 600 de ani orașul nostru se numea Piatra lui Crăciun? Se zice că pe atunci Moș Crăciun avea o casă la Piatra Neamț. Și eu zic că de anul acesta trebuie să-l chemăm pe Moș Crăciun din nou acasă, să știe că îl așteaptă o casă primitoare aici, în centrul orașului, în puișorul nostru, și o casă în care îi urăm bun venit, poate chiar își dorește să-și facă buletin de piatră. Ce spuneți?
Haideți să vedem dacă moșul este de acord. Aș dori să vină moșul încoace, să schimbe și spiritușii, pentru că avem nevoie de ajutor. Radu este mare și ca să-l aprindem este nevoie de mai multe mâini dibace. Și aș vrea și niște copilași, 3-4 voluntari micuți, care să vină să ne ajute să aprindem Radu. Înainte de a începe numărătoarea inversă, haideți să vedem unde e moșul. Îl strigăm pe Moș Crăciun. Moș Crăciun! Dar singură pentru mine nu vine. Moș Crăciun! În aplauzele dumneavoastră, Moș Crăciun! Despre de peste mări și țări, pe dărâmul magic al municipiului Piatra Neamț. Încărcat de spiritul și încărcat de bunătate, de bucurie. Moșule! Moșule, eu am vorbit la evidența populației să facem din nou buletin de piatra. Ce spui? Foarte bine, dragi moșule, abia astăzi sunt aici la voi. Dar în primul rând vreau să vă spun bună seara, dragi oameni din Piatra Neamț, copii, părinți și bunicei. Foarte bine, foarte frumos aici la voi. E o mare onoare să fiu aici cu voi, tocmai din Laponia. Dar moșul nu a venit singur, a venit și cu alaiul său, cu Renița, cu Spiritușa și cu Crăciunița. Abia aștept să pornim mâinițele împreună, ca să vă spun, dragii mei, ce însemnătate au luminițele din tot orașul și din Brăduți, alungă răul din lume, din casele voastre și din sufletul vostru. Vă pupă moșul! Iar acum să chemăm spiritoșul nostru cu butonul magic să aprindem lumina. Haide, spiritușule, unde ești? Și acum eu zic să începem numărătoarea inversă. Rugăm voluntarii să se organizeze acolo și să numărăm împreună și apoi să ne uităm spre brad. Începem de la 10, da? Bun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La mulți ani, Piatra Neamț! Și sperăm să rămâi alături de noi mult, mult timp pentru a ne dărui bucurie. Bucurați-vă de magie, bucurați-vă de sărbătoare. Deschideți-vă sufletul și primiți bunătatea, primiți bucuria acestei sărbători magice, sărbătorile de iarnă, bucuria nașterii pruncului Iisus, astăzi în Piatra Neamț. Dărâmul moșului, Piatra Neamț, piatra lui Crăciun. M-am convins de un lucru. Eu cred că Piatra Neamț este un oraș minunat, că Piatra Neamț este un colț de rai. Și vă lăsăm în compania celor de la Eu Cred să ascultăm imnul orașului. Lăsăm loc pentru... Rămâneți acolo. Împreună cu grupul Eu Cred. Credeți în iubire, credeți în frumos, credeți în bunătate, credeți în bucuria sufletului, credeți în fiecare zi încărcată cu speranță. Astăzi, imnul orașului, alături de grupul Eu Cred, după care, dragii noștri, vă așteptăm la scena din parc. Hai! Hai!
același ritm și vă așteptăm la scena din Barb, unde Moș Crăciun vine, acum pleacă, dar vine alături de dumneavoastră și bineînțeles alături de...